Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Mădălina Oprișan și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Dacă acesta este primul webinar la care participați împreună cu noi, dați-mi voie să fac o scurtă introducere. Noi suntem Asociația TechSoup România și suntem un hub de resurse pentru ONG-uri. Oferim produse software licențiate, organizăm cursuri despre tehnologie și organizăm evenimente special create pentru ONG-uri, evenimente în care încercăm să aducem mai aproape de voi industria locală de IT. Așadar, dacă aveți nevoie de sugestii, idei sau produse de tehnologie care să vă ajute în munca pe care o faceți în organizație, nu ezitați să ne scrieți un e-mail sau să ne dați un semn oriunde online. Revenind la Școala Digitală pentru ONG-uri, acesta este penultimul webinar pe care îl organizăm anul acesta. Vă reamintesc că Școala Digitală pentru ONG-uri face parte din programul ONG Online, un proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG în România. În cadrul acestui proiect, la începutul anului viitor, vom organiza prima caravană offline de tehnologie. Mai exact, vom veni în Timișoara, în Iași, în Cluj-Napoca, în Sibiu, în Tulcea și în Galați și vom organiza traininguri de o zi. Abia așteptăm să vă cunoaștem live și să ne întâlnim. Până atunci, revenind la întâlnirea din această seară, ideea de a organiza un webinar despre cele mai interesante și productive aplicații de productivitate pentru ONG-uri ne-a venit de la voi, din ce ne-ați scris sau de cum ați reacționat când am postat sugestii asemănătoare pe Facebook. Tocmai de aceea mă bucur că am reușit să o conving pe colega mea, Elena Coman, să susțină acest webinar special pentru voi. Nu întâmplător, dintre cei patru membri din echipa noastră, Asociației TechSoup România, Elena este cel mai potrivit om care să vă facă cele mai bune recomandări în materie de aplicații și tehnologie utilă. Elena este cea mai tech-savvy sau geeky, cum îi spunem noi. Este pasionată de tehnologie și știință și este un profesor în adâncul sufletului. Alături de echipa Asociației TechSoup România, Elena a dezvoltat programe precum Restart România, Innovation Labs, Opening Opportunities, Educație Financiară pentru ONG-uri și chiar acest program ONG Online, Școala Digitală pentru ONG-uri. Vă invit așadar să urmărim. Nu uitați că noi suntem în permanență pe chat, atât eu cât și colega mea, Alexandra Duma. O să urmărim întrebările și Elena o să vă răspundă la ele în sesiunea de întrebări și răspunsuri de la final. Acest webinar este înregistrat și în cursul zilei de mâine sau zilele următoare veți primi și suportul de curs. Așadar, o să-i predau acum legătura Elenei. Și ne revedem la final. Mulțumesc! Bine v-am găsit. Îi mulțumesc foarte seara și bine v-am găsit. Îi mulțumesc foarte mult, Mădălinei, pentru această introducere, care în același timp mă rușinează, dar mă și motivează puțin. Tema principală a discuției noastre din această seară este fix tema pe care o vedeți pe ecranul meu în acest moment. Această întrebare pe care ne-o adresăm noi la TechSoup, cel puțin aproape în fiecare săptămână, și anume suntem productivi sau pur și simplu suntem ocupați. Și ea vine din ceva ce vedem în jurul nostru, și anume că din ce în ce mai mult tentația de ocupare este foarte mare, să ne ocupăm timpul. Pe de altă parte, discuția despre productivitate devine din ce în ce mai complexă, pentru că, nu știu, productivitatea nu mai este ceea ce se înțelegea prin productivitate acum ceva vreme. Așa că o să pornim îndată această prezentare și o să începem prin a vă povesti puțin care au fost întrebările esențiale pe care am încercat eu să mi le adresez și la care să-mi răspund pentru pregătirea acestui webinar. În primul rând, primul lucru pe care m-am întrebat este dacă are sens să discutăm despre productivitate pentru ONG-uri. Cum vă spuneam, uneori am sentimentul că cuvântul acesta productivitate vine dintr-o anumită înțelegere a muncii, da? Este raportul pe oră de muncă, pe resursă umană, de rezultate obținute, urma orei respective de muncă, dar are da un sens în momentul în care a fost propusă de Ford
în 1926 pentru lucru la bandă, dar care nu știu dacă mai are sens pentru genul ăsta de muncă, de cunoaștere pe care îl facem noi și pe care nu îl facem doar noi, dar pe care îl fac și foarte mulți din zona de business în acest moment. Și atunci cum poți să măsori productivitatea acum, având în vedere că tipologia muncii este alta, nu numai în corporație, dar tipologia muncii noastre, în ONG-uri, este cu totul alta, flexibilitatea pe care noi trebuie să o avem în muncă este alta și în același timp și, nu știu, răspunderea morală la un anume nivel este altceva. Noi suntem responsabili de salvarea lumii, după cum știm cu toții. Cealaltă întrebare la care m-am tot gândit este dacă sunt utile instrumentele de productivitate, de business, din business pentru ONG-uri. Căci, în general, tentația este destul de mare pentru un import lipsit de rezervă și, însă, în același timp, pe de altă parte, sunt destul de multe produse și instrumente, mai ales instrumente de software, care și-au dovedit deja super eficiența și eficacitatea în ceea ce privește rezultatele lor în lumea de business și atunci această experiență ar fi păcat să nu fie importată sau măcar încercată să fie replicată în zona de ONG-uri. Și mă gândesc, de exemplu, la exemplele mele favorite, care sunt aplicații de management de proiect, de exemplu, cum este, nu știu, Microsoft Project Management, care deja este un instrument aproape standard universal în ceea ce privește managementul de proiecte, sau instrumente cum sunt Customer Relationship Management, da? Produsele de management al relațiilor, cum există această traducere ușor mai ciudată în limba română, care sunt folosite deja cu foarte mult succes în fidelizarea clienților și care pot fi cu destul de multă ușurință folosite pentru a, nu știu, managui mai bine, administra mai bine munca voluntarilor sau în același timp pentru a crea relații mai productive și mai bune cu donatorii. Pe de altă parte, unul dintre lucrurile la care m-am gândit destul de mult a fost dacă putem să avem, dacă e de preferat o discuție despre aplicații generale de productivitate sau dacă este de preferat o discuție despre aplicații de nișă din lumea ONG-urilor de productivitate. Și experiența mea, cel puțin, mi-a arătat că diferența dintre cele două este foarte mică. Aș argumenta aproape și putem să discutăm special despre asta în zona de întrebări, că cea de-a doua categorie aproape că nu există. Și din extrem de multe motive aș recomanda ca absolut orice discuție despre productivitate și aplicații de productivitate să pornească de la aplicații generale. Primul meu motiv ar fi că, în general, procesul de adopție este foarte dificil. Avem o foarte mare rezervă la a adopta noi tehnologii, indiferent cât de geekish și cât de, sau non-geekish am fi noi. Și atunci este de preferat ca tot ce înseamnă proces de adopție să fie extrem de bine etapizat și aș porni cu chestii pe care absolut toată lumea le poate face. În al doilea rând, aș susține că mai degrabă putem discuta de zona de aplicații generale, pentru că cam ce găsiți dumneavoastră ca aplicații de nișă, nu știu, sisteme de management de voluntari sau sisteme de management de proiect. Sunt, de fapt, aceleași aplicații generale de customer relationship management sau de management de proiect, care sunt bine cunoscute în lumea de business, cu, nu știu, în loc de cuvântul client a fost înlocuit cuvântul donator. Dar principiul și, mai ales, principiile de funcționare rămân aceleași. Și de fapt despre asta este vorba, căci trebuie să înțelegi foarte bine filozofia de funcționare a aplicațiilor respective și apoi cu siguranță vei putea să folosești absolut orice și să-l adaptezi pentru organizația ta. Un al treilea motiv este că la o primă căutare ce o să constatați că majoritatea aplicațiilor care sunt marketate ca fiind aplicații speciale pentru organizații neguvernamentale sunt de fapt și de drept gândite având în spate sistemul caritabil american sau sistemul american non-profit. Adică provin din acea legislație, provin din acel sistem, au în spate acea filozofie de organizare a sistemului caritabil și s-ar putea ca în extrem de multe dintre cazuri să nu se potrivească cu ce se întâmplă la noi. Există pe de altă parte încercări foarte curajoase de a dezvolta sistem propriu în România în sensul ăsta. Și o să discutăm probabil și mai mult despre asta, dar noi ne-am gândit că primul punct
pe care ar trebui să-l abordăm și de unde ar trebui să începem este de la aplicații generale de productivitate, care sunt deja folosite fie de clienții individuali, fie de zona de business, care ar putea avea extrem de multă utilitate în zona de ONG-uri. Și ne-am gândit, dar care este perspectiva la care ne uităm la aceste aplicații? Pentru că cred că trebuie să definim ce înseamnă productivitate cu sens pentru organizații neguvernamentale. Nu cred că orice este productivitate cu sens pentru organizații neguvernamentale. Și atunci, inclusiv noi la TechSoup, tot ce înseamnă aplicații pe care le folosim sau tot ce înseamnă sisteme și procese pe care încercăm să le dezvoltăm, încercăm să le organizăm din pe aceste patru perspective, care mie mi se par foarte importante. Unul la mână putem să discutăm de productivitate cu sens pentru ONG numai în momentul în care, nu știu, aplicația respectivă, instrumentul respectiv ne ajută să prioritizăm sau să facem lucrurile mai eficace. Ce înseamnă să prioritizăm? Păi e simplu, să poți să prioritizezi misiunea organizației și beneficiarii organizației tale și să urmărești pași în direcția respectivă, fără să te lași prins în toate lucrurile administrative pe care le-ai de făcut. Să nu uiți, de fapt și de drept, care este scopul final și să-l vezi permanent în față. Cealaltă zonă în care mi se pare că trebuie să începem să ne dezvoltăm foarte mult este zona asta de multitasking organizațional. Facem din ce în ce mai multe proiecte în același timp, cu din ce în ce mai puțin oameni, aș adăuga. Ideea este că presiunea pe organizație pentru a putea să jongleze, să dribleze cu foarte multe responsabilități, dezvoltări, direcții de dezvoltare este din ce în ce mai mare și atunci este foarte greu să te pierzi din toate astea. Mi se pare foarte important și din ce în ce mai important discuția despre flexibilitate. Mi se pare că nu se discută despre flexibilitate suficient de mult în zona aceasta a noastră ca angajatori. Noi avem o datorie să creăm un sistem flexibil de muncă pentru angajații și voluntarii noștri, pentru că este un gen de muncă în care spuneam că responsabilitatea mi se pare că este puțin diferită. Și atunci, această flexibilitate este bine meritată și trebuie să fie adaptată cumva tipului de muncă pe care o facem. Da? Putem să fim, nu știu, într-o zi cu beneficiarii noștri în cine știe ce sat de prin Transilvania, altă dată cu alți beneficiari prin Delta Dunării, altă dată cu beneficiari într-o zonă în care poate că nu avem internet la îndemână, altă dată poate suntem pe drum între două conferințe. Adică suntem în extrem de multe locuri în foarte puțin timp și cred că trebuie să ținem cont de tipologia asta specifică a muncii. Cealaltă obligație este cea de eficiență. E aproape un soi de, face parte din cele 10 porunci ale organizațiilor neguvernamentale. Încerci să obții mai multe rezultate cu resursele pe care le ai la îndemână sau din ce în ce mai mult se pune problema să faci și mai mult bine cu resurse din ce în ce mai limitate. Acum, noi suntem extrem de buni la face asta, dar uneori sunt lucrurile extrem de simple, după cum veți vedea mai departe, care pot să facă diferența în acest lucru. Și acum aș vrea să facem, nu știu, o scurtă mică pauză, căci regret că nu putem să avem o conversație și avem deocamdată doar monologul meu. Și aș vrea să rog pe colega mea, Madalina, să pornească întrebarea legată de ce anume prioritizați dumneavoastră în organizația dumneavoastră sau ce v-ați dori să prioritizați. Haideți să o luăm așa. E mai degrabă o curiozitate de-a mea și cred că este important, nu știu, și pentru a vă stabili dumneavoastră perspectiva din care vă uitați mai departe la ce aplicații prezint eu și nu este vorba de, nu știu, un răspuns greșit. Puteți să alegeți chiar și mai multe priorități. Mulțumesc, mulțumesc. Și în timp ce așteptăm rezultatele, ok, nu știu dacă și dumneavoastră vedeți rezultatele în același timp cu ce văd eu. Deci, avem în această seară, discutăm despre prioritizare și eficacitate și eficiență. Și mai puțin despre multitasking și flexibilitate. Ok? Mesaj foarte interesant. Ne place foarte mult să fim eficienți.
Mai puțin să mergem mai departe. Și atunci, am spus că probabil că cel mai bine este să pornim, nu știu, să încercăm să organizăm toată zona asta de aplicații mobile, de tablete, sisteme de management, nouă sisteme, sisteme de notare de sarcini, sisteme de soluții integrate. Există o multitudine, un labirint de lucruri pe care le puteți folosi în activitatea voastră. Și mi-am dorit foarte mult să încerc să vi le clasific puțin și m-am gândit dacă putem să le clasificăm după tipologia ONG-urilor. Mi-am dat seama că este imposibil pentru că tipologia ONG-urilor este mult prea diversă și atunci am spus că ok, o să încercăm să ne uităm după, nu știu, unde anume se ia decizia de productivitate. Deci o să împărțim aplicațiile după dacă vreți să le folosiți individual. Da? Doar pentru voi, nu știu, ca parte din rezoluțiile pentru anul 2016, dacă devenit o necesitate pentru echipă sau pentru proiecte, sau dacă, nu știu, începând de anul viitor, din ianuarie, vreți să faceți o schimbare din această majoră, apropo de cum sunt organizate procesele și sistemele în interiorul organizației dumneavoastră și ați vrea să vedeți ce este disponibil în acest sens. Ne-am uitat de asemenea, în principal, și asta este un lucru foarte important, ne-am uitat în principal la niște aplicații care să bifeze în același timp două condiții fundamentale. Unul la mână să fie disponibile pe cât mai multe, nu știu, device-uri, telefoane, sisteme, configurații de hardware posibile. Da? Și cealaltă condiție care mie mi se pare foarte importantă este să însemne costuri zero, dacă este posibil, sau costuri, ok, acceptăm niște costuri absolut minimale pentru organizație și pentru bugetul organizației. În general, o să constatați că e vorba de aplicații gratuite. Dar nu cu costuri zero, după cum vom discuta, căci există și alte costuri de implementare și de oportunitatea implementării pe care trebuie să le luăm în calcul. Și acum, intrând direct în discuția despre aplicațiile de productivitate individuală, mă gândeam să vă spun că, deși nu pare, există, sau nu știu dacă v-ați gândit la asta, există niște filozofii care tind să devină niște mici religii, niște mici culte, și în zona aceasta de aplicații de productivitate, mai ales în zona de aplicații de productivitate individuală. Există niște principii filozofice care stau la baza cam a tuturor aplicațiilor pe care o să le vedeți și ele, în esență, se reduc la aceste trei chestii pe care le aveți în față. Prima dintre ele este că foarte multe dintre ele sunt organizate ca liste. Da, nu știu, probabil că ăsta este un sistem în general universal pentru că pornește de la foaia de hârtie și creion. Eu am avut coșmaruri la începutul activității mele cu listuțele și trebuia să pregătesc listuțe tot timpul și, în general, listele stau la baza întregii noastre mulți din organizații neguvernamentale. Problema cu listele și cu listele așa ca atare, în care notezi lucruri pe măsură ce îți aduce aminte sau ce vrei să le faci, este că sunt foarte greu de trecut de la o zi la alta sau uneori de la o săptămână la alta și întâmplă, din păcate, în acest moment, nu îți reamintește pixul sau creionul când trebuie să le faci și nu ai un sistem foarte eficient de a le organiza pe, nu știu, pe liste de priorități sau pe tipologii, pe subiecte. Cealaltă bucată extrem de importantă, celălalt cult, este acest getting things done, o filozofie de a face lucruri care a apărut undeva prin anii 1980 și este la foarte mare modă în acest moment. Majoritatea aplicațiilor de productivitate individuală pe care să le vedeți au la bază aceste principii, care pornește în primul rând de la o super mare organizare a informației. Ce spun oamenii care au dezvoltat acest sistem este că toate aceste lucruri pe care noi le avem de făcut, și nu vorbesc aici numai de lucrurile pe care le avem de făcut la birou și la muncă, în organizațiile noastre neguvernamentale, ci tot ce avem de făcut, școli în plus, activități în plus, familie, vieți sociale, toate aceste lucruri și toate sarcinile stau în capul nostru și, în general, ne stresează și ne frustrează pentru că nu ajungem niciodată să le facem sau ele cresc din ce în ce mai multe.
Și cu cât ocupă mai mult, cred că spațiu neuronal, îi spun inclusiv ei, cu cât ocupă mai mult spațiu neuronal ideea și presiunea de făcut, cu atât ocupă mai puțină energie făcutul ca atare. Motiv pentru care în acest sistem, orice proces de a începe să fii productiv trebuie să înceapă cu această listă exhaustivă inițială. Primul lucru pe care îl veți face este să faceți o listă în care să notați absolut toate lucrurile pe care vă vin în minte și sarcinile pe care vi le imaginați, de la idei până la planuri, de la, nu știu, inițiative până la dorințe, să le notați într-un astfel de sistem. Ulterior să încercați să le prioritizați, iar apoi să reveniți permanent asupra lor pe măsură ce rezolvați lucruri. E o discuție foarte importantă, discuția legată de prioritizare, și poate o să avem ocazia puțin să discutăm în secțiunea de întrebări pe subiectul acesta, pentru că e central și veți vedea că e central în absolut toate aplicațiile respective, faptul că totuși trebuie să existe o decizie umană de prioritizare, deși sistemele sunt de ajutor în acest caz. Un alt principiu care începe să fie din ce în ce mai folosit sunt principiile care vin din dezvoltarea de software. În dezvoltarea de software există acest, nu știu, principiu al unei dezvoltări ad hoc, Agile se numește, poate că ați mai auzit de ea. Principiul ăsta Kanban vine din Toyota, folosit pentru prima oară în Toyota prin anii 90 și îți spune că toate lucrurile pe care le ai de făcut trebuie organizate în proiecte și apoi organizate pe patru categorii mari, care se numesc de rezolvat, ce am de făcut astăzi, în curs de rezolvare sau rezolvat. Și cam asta este maximum de aranjament pe care trebuie să îl faci. Bun. 4-5 aplicații de productivitate individuală am testat noi de-a lungul timpului, noi eu, de-a lungul timpului, centrate pe trei categorii în același timp. Sistemul ăsta de management de task-uri, da? Să notezi toate lucrurile undeva, să fie notate, să existe sisteme care îți aduc aminte că ele trebuie făcute când, fără ca ele să continue să te streseze și să te frustreze. Un sistem de time management, time tracking, care mie mi se pare foarte important, mai ales în momentul în care începe să faceți ceva nou, sau în momentul în care, nu știu, un nou proiect, o nouă tipologie de proiect pe care nu ați mai făcut-o până în acest moment, sau poate chiar când sunteți la începutul, nu știu, muncii în organizații neguvernamentale sau anumită organizație neguvernamentală. Cred că nu știm exact cât timp ne ia să facem anumite lucruri sau cât de multe lucruri facem într-o anumită săptămână. Iar Rescue Time, această ultimă aplicație de prioritizare și focus, este mai degrabă o chestie pe care am pus-o pentru amuzamentul dumneavoastră. Este o aplicație care vă ajută să descoperiți cât de mult timp stați online și cât de mult timp stați făcând pe calculator activități productive, adică, nu știu, folosind diferite programe în sensul ăsta, care mă aduce la următoarea noastră întrebare, și anume, înainte să vă arăt demo-urile, dacă îmi poate ajuta Mădălina să vă întrebăm cam câte e-mail-uri credeți dumneavoastră că trimiteți săptămânal? Mulțumesc foarte mult! Wow! Scuze, acest lucru va rămâne pe înregistrare. Peste 100 de e-mail-uri în 23% dintre cazuri, 50-100 de e-mail-uri în 23% dintre cazuri. În cele mai multe dintre cazuri știu că săptămâna noastră de muncă e mai degrabă de 7 zile decât de 5 zile, dar oricum și dacă este de 7 zile, tot înseamnă un număr destul de mare de mesaje pe parcursul zilei. Da, mi-ar fi plăcut să am prezenta de spirit de a adăuga o întrebare de follow-up care ar fi trebuit să fie câte din aceste e-mail-uri sunt către propria echipă. Dar asta este o discuție pe care o să o vedem ulterior, mai ales în managementul de proiecte și de echipă. Mulțumesc foarte mult, Madalina. Putem să închidem și call-ul. Haideți să... Haideți...
Haideți chiar să vi le arăt, căci despre asta este vorba în acest webinar. Bun. Nu este mie foarte clar ce reușiți să vedeți, ce nu reușiți să vedeți. Ok, bun, prime semnale că se vede. Todoist, da? Todoist.com este de departe aplicația mea de productivitate individuală favorită, din extrem de multe motive. Unul dintre aceste motive este faptul că, după cum o să vedeți, este disponibilă pe absolut toate sistemele cu putință de pe această lume, existente în acest moment, și că cele mai multe dintre funcționalitățile pe care le are, care sunt foarte, foarte multe, sunt disponibile absolut gratuit pe toate aceste platforme. Se sincronizează pentru anumite tipuri de liste. O să vedeți că e posibil și să împărtășiți lista respectivă cu alte persoane. Acum, care este sistemul pe care funcționează? E foarte simplu și o să-l vedeți similar la destul de multe aplicații. Da? Poți să adaugi un proiect. Eu am adăugat proiectul rezoluției 2016, dar haideți să adăugăm împreună și un alt proiect, să zicem, raportare de final de an. Da? Proiectului respectiv, de exemplu, poți să-i asociezi tot felul de, nu știu, aceiași culori sau aceeași importanță și apoi adaugi task-uri în fiecare dintre aceste proiecte. Task-uri care sunt, nu știu, pe care le puteți programa să vi se aducă aminte la un anumit moment dat. Să zicem, găsiți tipografie. Și puteți să programați să vi se aducă aminte de acest subiect pe 15, că până atunci avem alte discuții, și în același timp puteți să stabiliți și care este prioritatea acestui subiect pentru dumneavoastră și pentru activitatea organizației dumneavoastră în următoarea perioadă. E foarte, foarte important asta, pentru că, după cum știm cu toții, nu toate lucrurile sunt la fel de importante în același timp și nu au cum să fie. Și să zicem că îi stabilim acestui subiect o prioritate de tip 3. Ok. În momentul în care ne uităm, poți să vezi în același timp programul pe următoarele 7 zile. Da? Noi avem doar vreo câteva lucruri introduse. Sau poți să vezi programul pe astăzi. Da? Să vă și răspunde că putem să ne bucurăm liniștiți de această după amiază. Iar pe măsură ce bifați din aceste sarcini, o să vedeți că se întâmplă un lucru absolut minunat. Are un sistem de motivație foarte interesant, care se numește Karma Points. Motivația este un lucru foarte, foarte important în astfel de aplicații de productivitate, pentru că după o vreme dispare destul, poate să dispară disponibilitatea de a introduce informații. Adică te aștepți să ele să existe acolo și să funcționeze unele singure, dar într-adevăr este nevoie să intri permanent, să actualizezi cu ce îți mai vine prin cap sau ce mai apare de lucru în perioada respectivă. Și evident că există tot felul de, ca în jocuri, tot felul de niveluri în a stăpâni productivitatea. Cred că ajunsesem la nivelul expert ultima oară când foloseam Todoist, nici pe departe Enlightened sau Grandmaster. Este absolut gratuit, după cum vă spuneam, și puteți începe prin a vă stabili într-o zi să vă treceți absolut toate sarcinile pe care le aveți în minte, începând de la rezoluțiile dumneavoastră în 2016 sau orice altceva, în acest sistem și apoi să începeți să-l folosiți. Similar cu el este și acest Wunderlist. Este chiar extrem de similar din extrem de multe puncte de vedere. E realmente o decizie de, nu știu, poate să fie o decizie absolut personală cu privire dacă folosiți unul sau altul. Sunt la fel de gratuite, sunt la fel de mobile, funcționează pe aceleași principii, care, dacă vă amintiți, sunt principiile pe care vă spuneam că stau în spatele filozofiei acelea, getting things done. Funcționează la fel, rămâne de văzut care vă place mai mult. Puțin diferită este zona aceasta de Google Keep, unde sunt borduri și puteți așeza lucruri în diferite borduri. Uneori este foarte utilă, mai ales la chestiile pe care trebuie să le aduci aminte să le faci pentru a doua zi sau trebuie să le amintești dintr-o dată, da? Să ți le notezi foarte repede, îmi cer scuze.
dar nu funcționează foarte bine pe termen lung. Celălalt de care vă povesteam că vreau să... mi se pare foarte, foarte important pentru oamenii aflați la început, este acest sistem Toggle este o aplicație dezvoltată în Estonia. Este o aplicație foarte simpatică și în varianta ei gratuită îți oferă destul de multe disponibilități, funcționalități. Ce vă spuneam că face este că măsoară cât anume petreceți făcând un anumit lucru și apoi ce face este că vă face și un timeline al acelei zile. Dacă, de exemplu, vă aflați într-un proiect nou în care nu știți foarte bine cât o să vă ia, nu știu, trimiterea unui e-mail, cât o să vă ia realizarea unui raport, ce puteți să faceți este să încercați să-l folosiți o vreme. Funcționează atât manual, adică să adăugați activități manual, am stat 10 minute să scriu acest e-mail, sau pur și simplu dați timpul la timer și timerul o să înceapă să funcționeze și o să vedem la sfârșit cât anume va dura. Okay? Asta o să vă dea o informație destul de bună despre cât timp petreceți făcând anumite lucruri de fapt și drept, iar mai ales în momentul în care aveți proiecte în care, nu știu, aveți timesheet-uri sau trebuie să completați timesheet-uri, s-ar putea să vă fie destul de util. El, ca instrument la baza lui, este un instrument care e folosit în special de freelanceri, în activitățile de freelancing și ulterior de facturare, după cum vedeți. În varianta lui gratuită nu îi poți asocia și un preț timpului pe care îl petreci făcând anumite lucruri. Aș presupune că nu asta e important. Puteți să adăugați o echipă pe anumite proiecte, destul de limitat din punctul ăsta de vedere, cred că 5 oameni era numărul maxim de oameni pe care puteai să-l asociezi. Pe de altă parte, cum vă spuneam, atunci când aveți proiecte noi pe care trebuie să le urmăriți ca timp, s-ar putea să fie destul de util. Similar este și acest Rescue Time, care nu face decât să-ți facă niște rapoarte în momentul în care îl pornești, îți face niște rapoarte despre cât de mult ai petrecut citind sau făcând anumite lucruri de fapt pe ziua respectivă. Adică reușește să vadă în browserele dumneavoastră cât de mult timp ați stat pe rețelele sociale, cât de mult timp stați pe rețelele de rețelele de știri, pe de altă parte cât de mult petreceți scriind mail-uri sau făcând lucrând la calendar, lucruri de genul ăsta. E mai degrabă o chestie pe care v-aș recomanda să o faceți la un moment dat pentru dumneavoastră, pentru că îți oferă niște informații destul de interesante despre cât de mult timp petreci făcând ce. E o discuție, eu știu că noi, oamenii din organizații neguvernamentale, folosim Facebook-ul cu totul altfel decât restul oamenilor care folosesc Facebook-ul, motiv pentru care aș ruga-o pe Mădălina să pornească o nouă întrebare cu privire la cam cât timp credeți dumneavoastră că petreceți zilnic pe Facebook. Peste 2-3 ore este răspunsul majoritar. Într-adevăr, de fapt, studiile arată că în medie se petrec aproximativ 1,7 spre 2 ore pe rețelele sociale în fiecare zi. Muncă productivă sau utilizare productivă a respectivelor rețele sociale sau nu. Timpul rămâne de utilizare rămâne în general cam același. O secundă să repornesc prezentarea și să putem să finalizăm această discuție. Da. Ce vă rog să rețineți este că eu, preferatul meu între Todoist și Wunderlist este într-adevăr Todoist. Nu aș reuși să fac o diferențiere, nu știu, semnificativă între cele două, ceva care să realmente să facă diferența în termen de productivitate. Chipul pe sistemele, atenție, în sistemele native Android funcționează, din câte știu eu, destul de ok,
dar are acest dezavantaj al organizării cronologice și pe priorități, care mie îmi lipsește și ar putea să vă lipsească și dumneavoastră. Toggle-ul este foarte bun pentru proiecte pe care vreți să le urmăriți puțin ca timp și ca tipologie de muncă, merge și pe echipe, dar pe de altă parte ce am remarcat noi, eu și colega mea, Mădălina, l-am folosit o vreme, este că poate să-ți mănânce destul de mult timp când îl completezi sau să ții minte să îl ții tot timpul în background, ceea ce într-adevăr până creezi acest obicei de a face asta poate să dureze o vreme. Nu cred că trebuie folosit sau depinde, cu excepția cazului în care nu cumva facturați acest timp. Nu cred că trebuie folosit pentru foarte multă vreme. Pe de altă parte, e un bun instrument de învățare la început. Rest to time este o mică distracție pe care vă recomand ca să reușiți să vă dați seama de care e diferența între acel, nu știu, productive time și ocupat. Bun. Însă, dincolo de productivitatea individuală, cred că cele mai bune, cel mai mult nouă ne folosesc aceste produse și aplicații în momentul în care vorbim de echipe și mai ales de proiecte. Asta este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai mari probleme. Avem nevoie de un sistem care să nu fie la fel de complicat, de completat sau să consume atât de multe resurse sau atât de mult knowledge ca un produs de tipul Microsoft Project Management. Avem nevoie de ceva care, pe de altă parte, să fie, nu știu, cât mai ieftin spre gratuit, dar care și să păstreze puțin o ordine între proiectele și prioritățile noastre. Și noi avem patru aplicații pe care vi le putem recomanda. Una dintre ele o folosim în mod curent, cred că avem deja 2 ani, dacă nu mă înșel, de când folosim Asana. Fiecare cu limitările ei, o să vă arăt apoi cam cum arată Asana și cum arată Trello. Și haideți să vi le și arăt. Aceasta este Asana. Asana este un sistem de management de proiect care este gratuit pentru echipe până la 15 oameni, ceea ce mi se pare că acoperă destul de multe dintre organizațiile neguvernamentale din România. Și evident, capătă funcționalități noi și mai mult utilizatori pentru proiecte mai mari. Dar pentru proiecte mai mari există și alternative. În esență, ce trebuie ținut minte la Asana e unul dintre cele mai simple proiecte de project management care îți face un, nu știu, aș spune un project management de bază. Deci ceea ce introduci, faci de fapt un management al sarcinilor și al oamenilor care au de făcut respectivele sarcini și al progresului pe care îl ai pe respectivele proiecte în general. Dar spre deosebire de alte aplicații sau, nu știu, aplicații profesionale de project management nu îți fac în același timp și, nu știu, calculul de resurse, cum îți face Microsoft Project Management sau calculul de costuri în timp real. Însă, din punctul nostru de vedere, pentru orice ai nevoie, în general, mi se pare destul de util. Funcționează pe un principiu destul de simplu și similar celorlalte. Creezi un proiect, haideți să zicem, rezoluție 2016. Stabilești dacă proiectul respectiv este șeruit cu echipa și poți adăuga membrii în echipa respectivă, da? Și apoi adaugi sarcini, să zicem, scrierea rezoluțiilor. Stabilești cine este responsabil pentru ele și asta este, cred că, elementul diferențiator de fapt și drept. Stabilești care este data până la care trebuie făcute și apoi ai tot felul de lucruri pe care poți să le adaugi, nu știu. Poți să-i adaugi inclusiv sub sarcini, să zicem, găsirea unei foi de hârtie. Sau poți să-i adaugi tot felul de fișiere. Poți să stabilești de asemenea ca întreaga echipă să primească, nu știu, anumite update-uri pe proiectul respectiv. Am început deja să lucrăm la el, suntem în calendar. Ceea ce e foarte important, că unul dintre lucrurile care se mai întâmplă uneori în organizații neguvernamentale, cel puțin nouă mi se întâmplă, este că, nu știu, în anumite perioade, să zicem că nu reușim să sincronizăm sau să programăm
o întâlnire de, cum să zic, în organizațiile guvernamentale, o întâlnire de staff. Nu putem să vorbim, nu avem timp, fiecare este prin alte părți, fiecare este cu alte activități. Și atunci e important să ai un, nu știu, un soi de imagine a ceea ce se mai întâmplă în organizație și acum merg anumite lucruri, pentru că mie mi se pare că informațiile într-o organizație neguvernamentală, mai ales într-o organizație neguvernamentală medie până la 15 oameni, ar trebui să comunice destul de dinamic. Cam toată lumea ar trebui să știe ce se întâmplă, cum stăm pe anumite proiecte, cum stăm în relația cu anumiți voluntari sau cu anumiți finanțatori. Și bucata asta este excelent bifată de această Asana. Are și un sistem interesant de gaming și de gamification, da? La fel ca și în cadrul Todoist, în acest caz particular, de fiecare dată când se realizează o sarcină, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple, îți apare și câte un unicorn, dar am sentimentul că cineva a dezactivat unicornii pentru noi astăzi. Noi recomandăm pe Asana un proiect, o aplicație similară cu Asana, dar pentru echipe mult, mult mai mari, adică practic fără limită de utilizatori, este acest Productiv, pe care noi nu l-am folosit pentru că nu l-am folosit. Este, cum vă spuneam, la fel ca și în cazul Wunderlist, un proiect, o aplicație similară cu Asana, dar numai că de data asta pentru aplicații foarte mari. Este gratuit pentru cele mai multe dintre funcționalități. Prețul apare în momentul în care vreți să faceți, de exemplu, lucruri de genul integrări cu Microsoft Outlook sau integrări cu Microsoft Project și atunci, într-adevăr, se poate discuta de preț, dar presupun că nu, încă nu este cazul. Dacă sunteți în echipă foarte mică, o alternativă pentru echipe foarte flexibile, până la 3 oameni, este acest Todoist, care este varianta, este Todoist pentru echipe. Arată cam la fel, face exact aceleași lucruri ca celălalt, ca Todoist, permite această desemnare de responsabil pentru anumite chestii și urmărirea acelor lucruri, dacă sunt îndeplinite, și funcționează absolut gratuit până la 3 oameni, în condiții similare cu Todoist. Și celălalt sistem, care e bazat mai degrabă pe acest sistem de board-uri și de urmărire a lucrurilor pe măsură ce se întâmplă, este Trello. Trello este folosit foarte, foarte mult de dezvoltatori freelancer din România și probabil că dacă veți avea, nu știu, vreodată de dezvoltat un site, s-ar putea să vă ajute ca cerințele de software pe care le dați, să-i le dați în acest sistem. Am remarcat că funcționează acest lucru cu el, cu mulți dintre ei. Sistemul pe care funcționează Trello este că creezi un board, să zicem, dezvoltare de website, și apoi, după cum vă spuneam, creezi 4 liste separate cu ce e de făcut, da? Ce se face astăzi, și începi să completezi și să trimiți către diferite persoane ce anume este de făcut. Poți să trimiți către anumiți membri respectiva sarcină și vor apărea pe bordurile lor. Am lucrat cu mai mulți dezvoltatori pe acest sistem și probabil că cu puțină obișnuință cred că ar fi ușor de folosit și pentru organizații neguvernamentale. Cred că mai ales pentru organizații neguvernamentale care au, nu știu, un soi de activitate în care ceva mai ad hoc, în care proiectele se decid și inițiativele apar și dispar cu ceva mai multă dinamică, pentru că este foarte bine gândit pentru zona asta de sarcini care apar tot timpul, sarcini noi. Și mi se pare foarte ok. Este total gratuit, poate fi folosit fără limită de utilizatori și vi l-aș recomanda să-l încercați măcar o dată, nu știu, sau timp de o săptămână, să vedeți dacă se potrivește tipologia activității dumneavoastră înainte să decideți că poate că nu e ceea ce vă trebuie. Revenind, spuneam, pentru echipe medii sau echipe nelimitate, aceste două sisteme cu filozofie diferită, Asana sau Trello, Todoist pentru sisteme până la 3 oameni și Productiv fără limită de utilizatori, eu nu îmi spunem un soi de Asana destinat altfel.
Bucata probabil cea mai importantă, deși nu chiar așa ușor de implementat, mi se pare cea mai importantă pentru că problemele de implementare sunt extrem de mari, este această bucată de productivitate organizațională, care nici pe departe nu cred că poate să fie atacată într-un singur webinar de 40 de minute. Motiv pentru care ce o să facem în perioada următoare, și mă refer la webinarile care vor urma începând cu ianuarie 2016, este că o să începem să le atacăm pe rând. O să vă povestesc doar pe scurt puțin astăzi ce înseamnă și ce presupune și apoi o să vă spun cam când urmează webinarii separate pentru fiecare în parte, începând din ianuarie și februarie. Acum, eu chiar cred că productivitatea în organizații neguvernamentale începe cu una dintre cele mai simple lucruri de pe această lume, în acest moment, în această lume informațională, și anume adresa de e-mail. Mai precis, dacă adresa de e-mail este a tuturor membrilor echipei, este pe același domeniu, pe domeniul organizației sau nu. Am văzut organizații în care acest lucru a reușit să facă o foarte mare diferență. Trecerea aceasta de la diferiți membri ai echipei care sunt pe sisteme gratuite, care în, nu știu, în Yahoo, Gmail, în Outlook, și ce a însemnat unificarea și un sistem unificat pentru absolut toată lumea, pentru că asta îți permite să creezi și niște, nu știu, niște mici procese standardizate care de fapt îți economisesc timp. Acum, în această privință, este foarte ușor să ne ducem să vedem la care sunt cele mai utilizate produse în zona enterprise, în zona business, și pot să vă spun că ambele sunt în acest moment gratuite pentru organizații neguvernamentale. Adică, dacă, să zicem, sunteți obișnuit cu utilizarea produselor Google, atunci vă va fi, sau majoritatea oamenilor din echipă sunt obișnuiți cu produsele Google, vă va fi destul de ușor să treceți într-un sistem în care toată lumea folosește inbox-ul de la Google. Acum, ce vine odată cu aceste apps for non-profit sau Office 365 for non-profit este că asociată respective adrese de mail vin o groază de alte lucruri, care înseamnă sisteme de colaborare pe documente, sisteme de arhivare ale documentelor dumneavoastră, posibilitatea de a crea, nu știu, un server de documente la care să aveți acces fără să cheltuiți fizic banii pentru infrastructură. Adică toată lumea din echipă să aibă acces la documentele organizației respective care sunt în cloud, fără să trebuiască să cumpărați un server pentru acest lucru. Fiecare răspunde unor nevoi diferite. De exemplu, eu aș recomanda Google Ads for Nonprofit pentru organizații în general mai mici, de fapt mici, medii, până spre 30-40 de oameni, în timp ce Office 365 for Nonprofit este același sistem enterprise de business, Office 365 donat pentru organizații neguvernamentale și este un sistem puțin mai complex, unde e de preferat să fie folosit de organizații care fie au peste 40-50 de angajați sau în același timp au și niște nevoi mai serioase în ceea ce privește arhivarea sau colaborarea pe documente. Și pentru că, după cum vă spuneam, fiecare dintre astea este un subiect în sine foarte, foarte mare, o să vă spun doar că, în principiu, puteți aplica absolut oricând pentru ele, fără să fie nevoie să le porniți, deci pur și simplu să aveți aplicația deja realizată. Iar începând cu luna ianuarie, o să avem mai întâi câteva webinarii despre acest Google Apps for Nonprofit, utilizarea lui, instalarea lui, implementarea lui și de asemenea un workshop despre această discuție despre Office 365 și utilizarea lui ca server de documente pentru organizația respectivă. Și de asemenea, tot în februarie o să facem ceea ce vă mai spuneam aici că vom face și anume vom încerca să prezentăm unele dintre cele mai cunoscute sisteme de management de relații utilizate în acest moment, fie că e vorba de Microsoft, fie vorba de Salesforce sau câteva opțiuni gratuite care mai există. Concluzionând, cam acestea sunt, cred că sunt de fapt 11 aplicații pe care le-am identificat noi pentru dumneavoastră și aștept cu drag întrebări.
pe care, după cum spuneam cu Mădălina, o să le citesc singură. Ok? Numai secundă. Dacă mă auziți, până când intră Elena în chat ca să poată să citească întrebările, dacă aveți întrebări, vă rog să ne le lăsați pe chat. Sperăm că v-a fost utile. În acest moment nu sunt întrebări, deci dacă aveți întrebări, dacă aveți vreo întrebare pe care vreți să o adresați Elenei, vă rog să puneți. Dacă nu, știți că eu noi mai aveam pregătit o întrebare de poll pe care aș vrea să o punem, să vedem și o să o lansez, să vedem până când. Este o întrebare amuzantă care nu are un răspuns corect sau greșit. Ok, dacă între timp vin și câteva întrebări. O să închid polul acum și o să vă arăt ce a ieșit. Ești așa. Ne bucurăm. Așa speram și noi. Am o întrebare de la Bianca Puzetă, care întreabă cum arată Asana în gestiunea task-urilor pe echipă. Să las pe Elena să răspundă. Da, îmi cer scuze, ne-am încurcat puțin. Păi, Păi, în principiu. Păi, în principiu, ce spuneam este că ceea ce trebuie să faci pentru a începe să utilizezi Asana este să inviți oameni din echipă să înceapă să-l folosească. Acum, am verificat exact înainte de prezentare dacă trebuie neapărat să aveți adrese de domeniu pentru a utiliza Asana, pentru că o să vedeți că vă solicită acest lucru, să introduceți domeniul companiei dumneavoastră sau să introduceți adresa de e-mail companiei dumneavoastră, dar funcționează în același timp, funcționează foarte ok și cu adrese gratuite. Eu l-am folosit în acest caz cu Outlook. Și Și atunci atunci puteți să adăugați adresele tuturor colegilor dumneavoastră. O să primească o invitație și o să înceapă să poată să-l folosească. De fiecare dată când o să le dați o anumită sarcină pe care trebuie să o facă, să zicem, nu mai avem sarcină, o să facem una. Assign tasks. Puteți pur și simplu să stabiliți ca altcineva să facă respectiva sarcină, de îndată ce răspunde invitației respective. Sper că am reușit să răspund întrebării, Bianca. Pot să-ți dau mult mai multe detalii, de exemplu, și putem să discutăm despre asta dacă ai absolut orice nelămuriri. Mai avem o întrebare de la Lucian, care întreabă, sper că înțeleg întrebarea, soluții web similare pentru webinarii care pot fi instalate pe hostinguri proprii. Dacă am înțeles bine, Lucian, te referi la soluții prin care poți să faci webinarii în organizația ta? Nu, ok. O să te las să reformulezi întrebarea și. Ok, și o să luăm altă întrebare până când ne scrie din nou Lucian. De la Monica mai avem o întrebare. Noi avem astfel de e-mail la asociație, dar nu a fiecărui membru în parte. Membrii au Yahoo sau Gmail. Funcționează și așa? Îi pot adăuga în listă? Da, cu siguranță.
Da, cu siguranță. Atâta vreme cât ești acceptă invitația, este foarte în regulă. Ce ți-aș recomanda este să discuți cu acești membri sau cu acești voluntari, dacă nu cumva în perspectiva trecerii la un sistem de Google sau la un sistem de Office 365, care înseamnă adrese de e-mail pe domeniul organizației pentru absolut toată lumea, fără limită de utilizare, dacă nu cumva le-ar fi mai tuturor mai ușor să-și creeze un anumit spațiu pentru organizația, pentru organizație, separat de alte sisteme de e-mail. Mulțumesc. Florina Stan spune că a folosit Asana de test și a renunțat pentru că primeau foarte multe notificări, chiar și când nu scriau proiecte. Se poate, întrebarea este dacă se poate testa frecvența notificărilor în Asana. Da. Se pot atât scoate, te pot atât modifica frecvența, dar se pot scoate cu totul. Numai puțin să și arăt, pentru că mi se pare a fi important. Practic, în setările de profil, numai puțin, o să... Da, poți să stabilești aici, la tu e-mail, da? În setările de profil, în tu e-mail, poți să stabilești ce anume tipuri de remindere și notificări primești, da? Și poți să, respectiv, să le scoți pe absolut pe toate. Okay. Iar în ceea ce privește notificările cu privire la statusurile de proiecte, dacă să zicem că nu vrei nici pe acelea să le trimiți mai departe colegilor tăi, ce pur și simplu vrei să-ți apară în aplicație în momentul în care intră, de fiecare dată când introduci respectivul status, o să vezi aici că îți apare jos o precizare cu privire la câți oameni vor fi notificați. În momentul în care adaugi oameni pe un anumit proiect, da? Cum să stabilești ce notificări primește sau ce notificări nu primește. E extrem de fluid din punctul ăsta de vedere. Da. Dar numai că, într-adevăr, una dintre problemele cu destul de multe dintre aceste sisteme este că este necesară și eu v-aș recomanda să vă luați o zi de separare a tuturor lucrurilor de genul ăsta, astfel încât să nu începeți cu o experiență negativă. Mulțumesc. Mai avem o întrebare de la Gabriel Solomon, care spune că a început să folosească Asana, însă problema pe care a identificat-o este numărul foarte mare de subtaskuri. Întrebarea este dacă, Elena, știi cumva, cum se pot filtra felul în care se văd taskurile pe secțiuni. Cred că mai degrabă aici, asta ține de o anumită decizie pe care o iei tu cu privire la cât de multe subtaskuri să faci sau cât de fragmentate sau detaliate să pui sarcinile respective. Acum chiar cred că dincolo de absolut de orice filozofie cu privire la acest lucru, ține foarte mult de, nu știu, cât de mult reușești tu să identifici ce ai vrut să spui într-un anumit task pe care l-ai notat. Ceea ce, de exemplu, în cazul nostru, uneori e o enigmă, că uneori notăm niște task-uri care sunt foarte generale. De exemplu, raport. Și atunci, într-adevăr, trebuie să te duci foarte mult în subtask-uri, să explici despre ce este vorba. Dar nu altă modalitate de filtrare decât asta, și anume să încerci să nu fii atât de granular în momentul în care notezi aplicațiile, într-adevăr, Asana nu are, din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc. Mai avem o întrebare de la Lucian, care a reformulat întrebarea cu soluțiile web. Întrebarea este dacă poți să ne recomanzi, să știi, soluții web similare de project management care pot fi instalate pe un hosting propriu. Aici îmi vine în minte Dynamics CRM-ul. Da, într-adevăr, aici, când vine vorba de CRM, discutăm de Dynamics CRM, dar soluții open source chiar nu știu. Pot să mă interesez și pot să aflu. Cu siguranță. Open Open Project s-ar putea să fie o soluție, dar tot la fel nu știu dacă e instalată pe hostingul propriu. Da. Mă interesez și revin. Mulțumim. Până acum am răspuns la toate întrebările. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să ne le puneți. Dacă nu, o să ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Vă mulțumim așadar că ați fost alături de noi.
Ne revedem săptămâna viitoare la ultimul webinar pe care îl organizăm împreună cu Chris Werman, este fundatorul Asociației TechSoup România. Chris o să intre în legătură cu noi de la San Francisco. O să fie un webinar interesant despre cum putem să strângem mai mulți donatori pentru cauza organizației noastre. O să fie interesant pentru că Chris are o grămadă de tips and tricks și o experiență pe zona aceasta de fundraising. Așa că o să ne vedem săptămâna viitoare, miercuri, la aceeași oră. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Ne revedem pe mail și o să trimiți în cursul zilele următoare suport de curs. Seara frumoasă tuturor! Elena, îți mulțumim oficial pentru că ai fost alături de noi. Mulțumesc foarte mult și seara bună! Mulțumesc foarte mult și seara bună! Mulțumim! La revedere!